Salut, gașcă ionestiană! Vlogul de astăzi este unul special. Asta pentru că vreau să vă povestesc puțin cum a fost toată experiența zborului anulat din Italia și cum s-a transformat un concediu care părea că se termină prost într-o super experiență cu care o să mă laud multă vreme de acum încolo. În context pentru cei care au deschis monitoarele mai târziu. Săptămâna trecută am fost în concediu în Italia timp de 4 zile. Am vizitat Sorrento, am fost și în Napoli, iar duminică seara, când trebuia să ne întoarcem în țară, cursa de la Otopeni către Napoli și Napoli către București a fost anulată din cauza condițiilor meteo nefavorabile din România, nimic de pe aeroportul Otopeni nu decola. Așa că ne-am trezit într-o situație în care n-am mai fost vreodată și chiar nu știam ce să facem. Pe scurt, pentru cei care n-au mai trecut prin așa ceva vreodată și sunteți interesați, poate să știți ce se întâmplă, aeroportul îți pune la dispoziție în seara respectivă cazare, urmând ca a doua zi să afli de la compania aeriană ce se va întâmpla mai departe, cum se vor deconta toate cele. Ideea e că tu nu plătești nimic, e o chestie care se rezolvă între aeroport și compania aeriană. Asta pentru că există o lege de la Uniunea Europeană, cum că toate zborurile în Uniunea Europeană beneficiază de genul ăsta de chestii. Dacă ți se anulează cursa, compania aeriană trebuie să-ți ofere toate cele. Trăiesc Uniunea Europeană. Așa că un reprezentant al aeroportului ne-a îndrumat către autocare, autocarele ne-au dus la cazare și a doua zi dimineață am fost sunați de către compania aeriană care ne-a dat două variante. Prima variantă era să ne returneze banii pe bilet și de acolo ne descurcam noi cum să ajungem în România. Era varianta în care ne urcam într-un tren către Roma și de la Roma era un avion către România, dar exista riscul ca nici acel avion să nu deculeze către România. Și a doua variantă era să așteptăm până miercuri, când era următoarea cursă a companiei aeriene către România, și asta am și ales. Să rămânem în Napoli 3 zile până când decola următorul avion al companiei aeriene respective către România. Compania aeriană este Wizz Air. Probabil cea mai tare chestie în toată povestea asta a fost că ne-am dat seama de o chestie. În momentele astea de criză, devenim mult mai receptivi și mai comunicativi. Iar asta a dus la închegarea unei prietenii spontane cu o gașcă de români care, ca și noi, trebuia să fie în avionul respectiv. Pur și simplu stăteam să ne urcăm în autobuzul care trebuia să ne ducă către cazare și, ca la orice adunare de asta, românii se înghesuiau. Erau în fața acolo cu valizele, cu copilul, cu... Și noi, eu gândesc că ne-am retras într-un colț și am zis, bă, hai să așteptăm că așa cum a venit autobuzul ăsta, sigur mai vine și altul și sigur o să mai vină și altul dacă nu intrăm toți în el. Și la fel ca și noi, au mai fost alți trei români, un cuplu și încă o tipă, care nu se cunoșteau nici ei până în momentul respectiv. Și din vorbă în vorbă am început să ne cunoaștem mai bine, am aflat că tipa Raluca știa foarte multe despre Napoli, era îndrăgostită de orașul ăsta, ceea ce eu cu Ionesca nu puteam spune pentru că am fost o singură zi și ne-a lăsat o impresie îngrozitoare orașul, prima fază. Deci vă jur, e o ghenă orașul ăsta, te speri. Știți, mai țineți minte când am fost în Atena, prima impresie pe care am avut-o, gen, e plin de hoți, înmulțiți cu 10 și așa mă simt în Napoli. Și încă un cuplu care fusese la fel în concediu, tot în zona aia, Sorrento, Coasta Amalfi, i-au luat închiriat o mașină, s-au plimbat. Și din vorbă în vorbă ne-am dat seama că avem cunoștințe comune, că cumva împărtășim aceleași pasiuni, să zic așa, și s-a închegat spontan o gașcă, o prietenie între noi, care ne-a făcut ca timp de 3 zile să fim nedespărțiți. Ne-am plimbat prin Napoli, am descoperit orașul, cu ajutorul Ralucăi am reușit să vedem orașul cu alți ochi, pentru că ea fiind îndrăgostită de orașul ăsta, orice ne spunea parcă era un pitch așa, parcă ni-l vindea. Și inevitabil s-a produs îndrăgostirea de orașul ăsta. Chiar mă bucur că nu a decolat avionul ăla, pentru că am avut ocazia să văd o față foarte frumoasă a Napolului și chiar vreau să retrag ce am zis că este o ghenă de oraș când am venit. Trebuie să recunosc că am fost un pic șocat pentru că am nimerit într-o zonă foarte dubioasă a orașului și mi-a luat panică. Dar ce am văzut astăzi șterge cu buretele și e chiar foarte frumos.
Am mâncat la pizzeria unde n-am vrut inițial să mănânc, să stau la coadă 2 ore, Antica Pizzeria de Michele, unde s-a filmat o scenă din Eat, Pray, Love, cel cu Julia Roberts. Nici până astăzi nu știu dacă merită să stai 2 ore la coadă ca să mănânci pizza aia, care este cu adevărat specială. Cred că merită doar din... adică merită pentru toată experiența asta. Chiar și statul la coadă 2 ore este o experiență în sine. Dacă eram doar eu cu Ionesca, probabil că nu era la fel. Dar fiind gașca asta și stând și râzând, nici nu ne-am dat seama cum au trecut, că de fapt a fost vreo oră și jumătate. Ei sunt frații noștri de suferință. Sinistrații. Ce voiam să zic și care aș vrea să fie concluzia în toată povestea asta, e că în momentele în care ți se pare că totul este negru și că se întâmplă lucruri nasoale, încearcă să-ți întinzi antenele, încearcă să fii mai comunicativ, să fii mai receptiv și să scoți cei mai buni din momentul ăla. Asta am făcut noi în alea 3 zile, în care teoretic trebuia să stăm doar într-un hotel să așteptăm până decolam spre România, și a fost probabil cea mai tare parte a concediului. Chiar dacă primele 4 zile au fost fenomenale, doar cu Ionesca, poze mișto, ne-am dat cu drona, a fost senzațional, dar ultimele 3 zile au avut așa, a fost o aventură neplanificată, un necunoscut frumos care ne-a condimentat experiența concediului. Și ca să încheiem corespunzătoare acest vlog, o să fac un colaj din cele mai mișto momente pe care le-am petrecut în Napoli. Sper să vă placă, sper să dați un like și un subscribe, Doamne ajută, dacă n-ați dat deja. Vă mulțumesc că sunteți alături de acest vlog în fiecare zi și sper să vă inspire povestea asta pe care v-am zis-o și sper să pățiți și voi odată chestia asta, ca să vedeți cât de tare. Acesta a fost vlogul de azi. Colajul! Deci eu n-așa schimis, scoată biletul. Haide. Bravo, Giu! Bravo, haide! Ia restul! Ia restul! Ia restul!